Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vă propun să vedem ce afaceri învârte Austria în România și ce înseamnă spațiul Schengen. Spațiul Schengen reprezintă una dintre cele mai concrete și mai mari realizări ale integrării europene. Din păcate, pentru România rămâne încă un vis. Cu toate argumentele aduse în favoarea aderării țării noastre la acest spațiu, Austria a dat vot negativ. Atitudinea nejustificată a lăsat mai mult decât un gust amar în rândul românilor, care consideră și poate pe bună dreptate că austriecii se comportă ca fiind stăpânii. Numai dacă ne gândim la ce afaceri deține Austria în țara noastră, pe bună dreptate să spunem că România este văzută ca un vasal, ca o colonie, o țară supusă Imperiului Austriac. Refuzul Austriei ca România să intre în spațiul Schengenului este o problemă mult mai delicată decât cozile de tiruri în vamă. Ar putea fi o problemă a Europei, o problemă de unitate și coeziune. România a primit la data de 29 august 2022 sprijinul cancelarului Germaniei Olaf Scholz pentru aderarea la spațiul Schengen. În opinia înaltului oficial german, țara noastră îndeplinea toate criteriile tehnice pentru aderare. Această opinie este împărtășită de majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, de Parlamentul European și de Comisia Europeană. De altfel, aderarea la spațiul Uniunii Europene, fără controale la frontiere, este una dintre prioritățile țării noastre încă din anul 2007, atunci când a devenit membră UE cu drepturi depline și implicit asigură de facto securitatea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Însă, cu puțin timp înainte de votul din Consiliul Ministrilor de Justiție și Afaceri Interne din Uniunea Europeană din 8-9 decembrie, cancelarul austriac Karl Nehammer a declarat la un summit organizat la Tirana că Austria va bloca aderarea României la Schengen. Votul privind extinderea spațiului Schengen cu România, Bulgaria și Croația a avut loc la 8 decembrie 2022 la Consiliul Ministrilor de Justiție și Afaceri Interne din UE. Din nefericire, Austria s-a opus aderării României la Schengen. Un vot împotrivă a venit și din partea Olandei, însă nu pentru a bloca România, ci pentru a se opune aderării Bulgariei, în condițiile în care ambele țări balcanice au fost votate la pachet. În schimb, Croația a primit un vot pozitiv și va intra în spațiul Schengen de la 1 ianuarie 2023. Înainte de a înțelege mai bine ce înseamnă spațiul Schengen pentru țara noastră, haideți să vedem ce afaceri dețin austriecii în România. Nu de alta, dar este interesant să cunoaștem că austriecii sunt printre cei mai feroce investitori. Nu ne vor în Schengen, dar investițiile lor în România au crescut de 20 de ori. O mențiune, noi decidem ce și de unde cumpărăm. Austriecii dețin în România bănci, păduri, petroli, branduri și lanțuri de supermarketuri și magazine, servicii de asigurări, de construcții și multe, multe altele. Motivul unor presiuni asupra companiilor austriece prezente în România, invocat de liderii austrieci care se opun intrării țării noastre în Schengen, este contrazis de cifre. Investițiile austriece în țara noastră au depășit 12 miliarde de euro la începutul acestui an, potrivit unui raport al BNR. Înaintea începerii Consiliului Ministrilor Europeni de joi, Austria și-a menținut poziția și nu a fost de acord cu intrarea României în Schengen. Guvernul de la Viena consideră că țara noastră nu poate controla migrația ilegală și a reclamat presiuni exercitate asupra companiilor austriece prezente în România. Primul motiv a fost demontat chiar de presa din Austria, care a arătat că Viena caută un țap ispășitor, favorizând în schimb Croația, țară prin care trec migranții, dar și una dintre destinațiile turistice preferate de austrieci. Al doilea argument al Vienei vizează interesele sale economice în România, capitol la care cifrele arată un apetit tot mai mare al investitorilor austrieci pentru mediul de afaceri autohton. Valoarea investițiilor austriece este de 20 de ori mai mare decât în 2002, când România nu făcea parte din Uniunea Europeană. Astfel, investițiile austriecilor totalizează 12,28 miliarde de euro,
în comparație cu cele 615 milioane de euro în 2003, potrivit datelor Băncii Naționale a României, prezentate de Europa Liberă România. Austria se află printre primele țări în ierarhia realizată în funcție de soldul total al investițiilor străine directe, deținut la 31 decembrie 2021 în întreprinderile din România. Iată! Țările de jos dețin 22,1% din soldul total, Germania 12,5%, Austria 12,2%, Italia 7,5%, Franța 6,5% și Cipru 6,3%. În țara noastră activează numai puțin de 7500 de companii cu capital austriac. Printre cei mai mari investitori se numără OMV Petrom, BCR Erste Bank, Holz Industrie Schweighofer, Imon Finanz și Por Construct. Specialiștii consultați de Adevărul spun că austriecii au profitat practic de deschiderea României către Occident și de aderarea la Uniunea Europeană și au dezvoltat afaceri importante în țara noastră în mai toate domeniile cheie de activitate. Austriecii sunt printre cei mai feroce investitori din economia românească. Au intuit la timp încă de acum 10-15 ani potențialul de dezvoltare al țării noastre și au dezvoltat afaceri într-o gamă largă de domenii, de la petrol și gaze, la comerț, construcții și IT. Au cumpărat ieftin afacerii românești și le-au dus pe profit, reușind să controleze business-uri și lanțuri de producție vitale pentru economie, a declarat pentru Adevărul consultantul economic Adrian Negrescu. Oare ce-ar mai trebui să vândă România pentru a fi demnă să stea la aceeași masă cu restul statelor UE? În topul celor mai cunoscute companii cu capital austriac care activează în România, se află pe lângă binecunoscuta OMV Petrom, care se pare că ar face lobby pe lângă autorități pentru modificarea legii offshore și companii specializate în construcția de drumuri și autostrăzi, POR și Strabag, companii din industria bancară și de asigurări, subsidiara Raiffeisen și Unica Asigurări, companii din industria auto, automobile Bavaria, două companii Porsche și subsidiara BMW, dar și industria pharma, Pharmaxim și Helpnet, potrivit termene.ro. De departe, cele mai importante sunt însă companiile din energie, OMV Petrom, un profit net de 2,7 miliarde de lei în 2021, la o cifră de afaceri de 23,6 miliarde de lei. Met România Energy, cu un profit net de aproape 97 de milioane de lei, și Linde Gaz România din Timiș, cu un profit net de 236,6 milioane de lei, la o cifră de afaceri de doar 3 ori mai mare, 767,4 milioane de lei. Și controversata companie Holz Industrie Schweighofer SRL, care se numește acum HS Timber Production SRL, se află pe locul 3 în topul afacerilor austriece din România, cu un profit net de 624,6 milioane de lei în 2021, la o cifră de afaceri de puțin peste 3,1 miliarde de lei. HS Timber Group este o altă companie din Austria care are ca obiect principal de activitate prelucrarea materialelor lemnoase, fiind de asemenea prezentă în bioenergie și afaceri imobiliare. Compania este activă în țara noastră din anul 2002, cu o primă fabrică deschisă în anul 2003. În prezent, compania este lider în afacerile europene de prelucrare a lemnului, având peste 3100 de angajați în cele două unități de producție din România și este de asemenea activă în Austria, Germania și Finlanda. Deține 4 fabrici de cherestea în România la Reci, Sebeș, o unitate de producție a grinzilor lamelare la Rădăuți, o fabrică de panel la Comănești și o fabrică de panouri din lemn masiv la Siret. În anul 2015, în contextul modificării codului silvic, compania a amenințat că ar putea închide fabricile din țară și concedia personalul aferent. Concomitent s-a iscat un scandal public când un angajat cu o poziție înaltă în companie s-a arătat dispus în fața unui activist sub acoperire să accepte lemn tăiat în mod ilegal,
dezvăluindu-se practica companiei de a acorda bonificații pentru lemnul tăiat ilegal din pădurile României. Ulterior, firma a anunțat implementarea unui plan de măsuri pentru o industrie sustenabilă a lemnului. În 2018, procurorii DIICOT au făcut percheziții la sediul societății într-un dosar privind defrișări ilegale. Președintele României a primit pe 21 noiembrie la Palatul Cotroceni o delegație a OMV Petrom, condusă de directorul general executiv al companiei Alfred Stern. Subiectele abordate în cadrul discuției au vizat activitatea și planurile de investiții din România. Trebuie precizat aici, spun cei de la Adevărul, că guvernul austriac deține aproape 32% din compania OMV. Cu această ocazie, președintele a reiterat importanța strategică a proiectului pentru România și a solicitat conducerii OMV începerea cât mai rapidă a exploatării offshore în cadrul perimetrului deținut de Romgaz și OMV Petrom, având în vedere că legea de specialitate este una favorabilă și se află în vigoare, se preciza în comunicatul redactat la Cotroceni. Deci, aderarea României la spațiul Schengen a provocat negocieri care au dus la modificarea legii offshore. La finalul lunii septembrie, OMV Petrom anunța public că are nevoie de clarificări privind legea offshore pentru a demara extracția de gaze din Marea Neagră. Deci, negocierile privind aderarea României la spațiul Schengen au ajuns la modificarea legii offshore. La finalul lunii septembrie, OMV Petrom anunța public că are nevoie de clarificări privind legea offshore pentru a demara extracția de gaze din Marea Neagră. Acest proiect schimbă regulile jocului pentru compania noastră și pentru întreaga țară, prin scutirea energetică pe care o conferă și pentru faptul că transformă țara în hub regional. Proiectul este esențial pentru țară întrucât producția offshore de gaze este în declin și este important să vedem surse noi, a spus atunci Cristina Werkere, CEO al OMV Petrom. Potrivit acesteia, OMV Petrom a devenit operatorul acestui proiect la 1 august, după finalizarea tranzacției prin care Romgaz a preluat participația ExxonMobil. Demn de menționat este și că în septembrie 2018, directorul executiv al OMV Petrom, Rainer Seel, a fost decorat de președintele rus Vladimir Putin cu Ordinul Prieteniei, publicațiile externe și competitorii companiei, acuzând că societatea este controlată de Moscova. Potrivit expertului consultat de Adevărul, austriecii n-ar fi avut niciun motiv să își strice piața, să își faulteze business-urile prin respingerea vizei Schengen. Le-ar ușura și mai mult tranzitul de mărfuri și le-ar securiza potențialul de creștere a afacerilor. Spre deosebire de politicienii de la Viena, populiști și în căutare de subiecte electorale, oamenii de afaceri austrieci văd pragmatic problema și, din discuțiile pe care le-am avut cu mulți dintre ei, susțin o integrare completă a României în Schengen, a menționat specialistul citat de Adevărul. Se pare însă că pe politicienii austrieci a cam durut în cot de ce doreau afaceriștii lor, caput Schengen pentru țara noastră, deocamdată. În afară de afaceri, pare că multe alte lucruri ne unește cu Austria, din moment ce în jur de 370.000 de români vizitează în fiecare an Austria, cheltuind în jur de 250 de milioane de euro. Schimburile economice dintre România și Austria au fost în 2021 de 4,5 miliarde de euro, din care export 1,7 miliarde și import 2,8 miliarde. Investițiile austriece, am văzut, sunt pe locul 2 în România, cu aproximativ 5,3 miliarde de euro investiții directe și aproape 8.000 de societăți cu capital austriac. Și atunci, care este supărarea Austriei? De ce nu ne vrea în Schengen? Ni se spune că supărarea vine de la valul de migranți care inundă Austria, în ciuda faptului că, potrivit unui raport al Comisiei Europene din octombrie 2022, aportul României la valul de imigranți este zero, Serbia fiind poarta de intrare a imigranților prin Ungaria spre Austria.
Economia românească are nevoie de granițe libere spre piața comună europeană, iar în pragul unei recesiuni majore globale, piedicile de la granița Europei vor sabota eforturile antreprenorilor români de a rezista, se arată într-un comunicat al Romanian Business Leaders. Dar ce este spațiul Schengen mai exact? Care sunt statele membre și ce înseamnă pentru o țară precum România să adere la acesta? Dreptul la liberă circulație în cadrul Uniunii Europene pentru cetățenii europeni a devenit realitate în anul 1995, atunci când controlele la frontiere au fost eliminate în interiorul acestei zone. Spațiul Schengen reprezintă o zonă de liberă circulație a cetățenilor din cele 26 de țări membre. Dintre acestea, 22 fac parte din Uniunea Europeană, iar restul de 4 sunt în afara acesteia. Ultima țară care a aderat a fost Liechtenstein la 19 decembrie 2011. Zona a fost denumită după Acordul Schengen din 1985 și Convenția Schengen din 1990. Ambele documente au fost semnate în micuța localitate vinicolă de nici 5.000 de locuitori cu același nume din Luxemburg. Așezarea este situată foarte aproape de granițele cu Germania și Franța. Spațiul Schengen poate fi definit ca o politică a Uniunii Europene, prin care țările acceptate în această zonă sunt de acord să elimine toate tipurile de control la frontierele reciproce. Austria a blocat aderarea României la Schengen. Olanda a votat și ea împotrivă pentru a bloca Bulgaria. Pentru cetățenii Uniunii Europene, eliminarea controalelor la frontierele interne ale spațiului Schengen este echivalentă cu o mai mare libertate de mișcare, dar și cu o securitate sporită. Acestea sunt posibile prin adoptarea unor reguli comune pentru statele semnatare ale Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și anume eliminarea controalelor persoanelor la frontierele interne, un set comun de reglementări care se aplică persoanelor care trec frontierele externe ale statelor membre UE, armonizarea condițiilor de intrare și a normelor privind vizele și cooperarea consulară, cooperare consolidată în domeniul polițienesc, cooperare judiciară prin intermediul unui sistem rapid de extrădare și de transfer a executării hotărârilor penale, crearea și dezvoltarea sistemului de informații Schengen. Toate statele din Uniunea Europeană fac parte din Schengen cu 6 excepții. Este vorba despre Irlanda și Marea Britanie, care au ales să nu devină membre și au propriul spațiu comun de călătorie, respectiv Bulgaria, Croația, Cipru și România, care ar trebui să se alăture în scurt timp spațiului Schengen. În același timp, alte 3 state din afara Uniunii Europene, Islanda, Norvegia și Elveția, fac și ele parte din spațiul Schengen. Primii membri ai zonei de liberă circulație au fost Germania, Franța, Belgia, Olanda și Luxemburg. În prezent, din acord, fac parte 26 de țări. Este vorba despre Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum și 4 state din afara Uniunii, spuneam, Elveția, Islanda, Norvegia și Liechtenstein. În același timp, 3 microstate europene, și anume Principatul Monaco, San Marino și Vatican, mențin deschise frontierele pentru traficul de pasageri cu vecinii acestora, potrivit Libertatea.ro. Prin urmare, acestea sunt considerate membre de facto, ca urmare a imposibilității practice de călătorie de pe teritoriul lor fără a tranzita cel puțin o țară membră Schengen. Ce înseamnă aderarea la spațiul Schengen? Zilnic, aproximativ 3,5 milioane de cetățeni traversează o frontieră internă din Uniunea Europeană. Libera circulație poate implica în practică drepturi diferite pentru diferite categorii de persoane, de la turiști la familii. Toți cetățenii UE pot rămâne pe teritoriul unui alt stat membru în calitate de turiști până la 3 luni, un pașaport sau cu un act de identitate valabil. Totodată aceștia pot lucra și locui într-un alt stat membru, având dreptul să fie tratați în același mod precum cetățenii țării respective.
antreprenorii beneficiază de libertatea de stabilire în statul pe care îl aleg, iar studenții au dreptul să studieze în orice stat membru. Odată cu aderarea la spațiul Schengen, cetățenii țării respective vor primi o autorizație din partea unui stat membru în vederea călătoriei. Această autorizație poartă denumirea de viză Schengen și este valabilă cel mult 90 de zile în decursul unei perioade de 180 de zile. Aceasta este viza de scurtă ședere. Totodată o autorizație de tranzit prin zonele internaționale de tranzit ale aeroporturilor din statele membre ale zonei Schengen vor beneficia de viză de tranzit aeroportuar. Ce ar fi însemnat pentru România aderarea la spațiul Schengen de la 1 ianuarie 2023? Le-ar fi adus cetățenilor români o serie de avantaje. Cel mai important dintre acestea era acela că ar fi dispărut timpii de așteptare în punctele de trecere a frontierei terestre cu Ungaria și cu Bulgaria, mai ales în perioada concediilor de vară sau din preajma sărbătorilor de iarnă. Am văzut cu toții în sezonul estival 2022 cum turiștii români care au avut de trecut frontiera către Bulgaria sau Ungaria au fost nevoiți să aștepte cel puțin o oră, atât la ieșirea din țară cât și la intrarea pe teritoriul României. De asemenea, un alt avantaj ar fi fost acela că nu s-ar mai fi pierdut mult timp cu controlul documentelor, în timp ce transportatorii ar fi fost scutiți de cozile infernale care se formează acum la frontierele cu Bulgaria și cu Ungaria din cauza controalelor de tot felul și a procedurilor birocratice. Practic, trecerea frontierei s-ar fi realizat la orice oră, prin orice loc și în orice perioadă anului. Dacă România ar fi aderat la spațiul Schengen, cetățenii români care urmau să călătorească în spațiul Schengen trebuiau să aibă asupra lor doar un document de identitate valabil. Un alt beneficiu era faptul că la frontiera aeriană ar fi fost eliminat controlul de frontieră pentru zborurile către sau dinspre destinații situate în spațiul Schengen. În același timp, deplasările către sau dinspre aceste destinații se puteau face tocmai ca în cazul unui zbor intern în România. Nu trebuie omis comerțul, care în cazul aderării țării noastre la zona Schengen ar fi fost mai profitabil. Astfel, mărfurile ar fi circulat mult mai rapid și la costuri mult mai mici în ceea ce privește combustibilii, salariile, diurnele și altele. Dragi prieteni, rămâne acum la alegerea voastră dacă mai mergeți în vacanță în Austria sau dacă boicotați ori nu firmele austriece. Cert este că românii rămân cu un gust amar și o altă umilință în filele istoriei. Aș mai adăuga la final un singur lucru, și anume ce a spus renumitul regizor american Billy Wilder, culmea considerat un maestru al comediei americane, despre austrieci. Austriecii sunt un popor genial. I-au făcut pe toți să creadă că Beethoven era austriac și Hitler german. Din păcate, nu este o comedie. Și aș mai pune o întrebare de final. Cine credeți voi că poartă cea mai mare vină? Austriecii sau politicienii noștri? Prieteni, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și astăzi. Vă dau întâlnire cu drag și data viitoare. Până atunci, aveți grijă de voi. Numai bine, pe curând!